Mama era să fie apins. Du-te-n pui, vei! La bulan! La bulan! Român, ai zis până apoi, zi tot de prima. Păi până înainte. Atâta până înainte. Nu contează oricum. Uite la pisică. Săgeată în sus, uite, uite, anomalie. Aia anomalie. E bine. Știi că ziceam eu data trecută că mereu sunteți la ea, la alea, dar nu era niciodată. Da, n-a fost niciodată, asta e prima oară când văd anomalia. Bă, fac mie căștile urât sau așa se aude jocul? Nu, cred că așa se aude jocul. Bă, face așa un sunet. Uite, pisica, pisica. Ai văzut, nu? Da. Deci e hologramă, practic. Numele sunt ok. Pisica, așa... Anomalie. Anomalie la tablou. La tablou, da. Bravo, mă, frate, hai că stăm bine. 3 din 10, hai că mai avem un pic. Așa. Uite în sus. Da, așa. Pisica e normală. Cred că trebuie să mă culp mai puțin mai mult. Uite că i-a fost bun. A fost bun asta. Aha, s-a prins alea acolo în față. Ce? Alea de acolo din față, de pe ușă, alea. Da, nu, și aici e la fel, e la fel, e la fel. Ceasul merge, pisica e normală. Uite-te la tabloul ăla cu mașină, că ăla pe bune, că nu l-am verificat aproape deloc. Mai posibil, ia. Așa, mașina uite. E normală. Da, uite-te așa normal, gen. Nu, uite, fii atent. Are, vezi alea care e deschise? Da. Asta e că mă gândeam că e ușă. Bă, poate ai dreptate, eu nu mi-am dat seama până acum. Nu știu, cred că e... S-ar putea să fie anomalie, da. Hai să vedem. E normală. E normală? Da, poate greșesc eu. Și alea doar geamurile sau ce-o fi. Mergem mai departe? Nu știu acum. Ba, acum nici eu nu știu, că am impresia că ai dreptate. Aveam impresia că alea sunt uși și așa ar trebui să fie, de fapt. Sau alea de la spatele mașinii. Nu știu, mă. Nu știu, dă-i normală. Zici că e normală? Da. Eu zic că e anomalie. Da. Ia, așa mă uit acum la ușă. Da. Sunt la fel. Hai. Sunt la fel, sunt la fel. Da. Dar era anomalie. Bagă de așa. Deci era normală. Anomalie. De ce mă gândesc că e anomalie? Uite cum se văd astea. Culoarea parcă e diferită. Da, e anomalie, e anomalie, da. Se vede parcă mai clar. Da. Era dubios. Oricum era dubios. Da, uite, acum se văd mai greu numerele. E mai un verde mai închis, atunci era un verde deschis. 4, 8, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 4, 2. E bine. Totul pare normal. E la piscină. Și la genul la... Semnul infinit, la floare. La? La care semnul infinit, zic. N-are. Da, așa... Vezi tu ceva? Nu. Hai, n-ai mai departe. Bă, dă-o în măsa, mă, frate, bă, e incredibil asta. Bă, hai parcurs. Incredibil. Da! Trebuie să te faci pe colț. Bă, ce chestie. Așa, așa. Uite în spate puțin, da. Uite, da, rău. E normală. Da. Normal, e ciudat, e anomalie, e 16 acolo, nu 17. Anomalie, da. Bravo. Bravo, bravo, bun, bun, bun ai fost. Asta... asta e normal... Dar ce repede ți-ai dat seama? Nu știu, dar am ținut minte. De... eu zic că mai vedem de celelalte. Mamă, fix asta e. Așa... asta e... așa... așa... de asta... la prima nu contează, că oricum nu te periști. De e normal, de. Dă-i așa, oricum, la prima nu prea te chinui. E anomalie. După ce se dă seama după ăsta? 4-2 la final. 4-2, da, e. Bun. Facem speedrun, gata? Nu, 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 acum doar la prima, că la prima nu prea te chinui. Anomalie direct. Acea anomalie e interesantă. Nu-mi place aia cu labirintul, frate. Eu nu înțeleg. Anomalie și asta. Anomalie. Astea sunt ok. Păi trebuie să-i las săgeată din spatele tău. Din la omuleț. Uite, nu. Sunt la fel astea. Așa. Eu zic că e bun asta. Știu. Dacă ești la pisică mai întâi. Dar știi că oricum trebuie să... nu o să fie numai anomalie, o să fie și din alea, o să-ți dea și eu din aia red. Aia, aia red, da, așa e. Aia, asta e, trebuie să afli cum să... acum cred că e de aia red. Am așa un feeling că o bagă de aia red. E anomalie, uite la ecran. Ecranul, da, a luat o razna ecranul, bravo. A pus 5, e bine. Asta trebuie să fie red. Așa, e normal aici. 3-6. Uite, ce, uite de la ceas, nu e, e ceva ciudat? Adică? Mi se pare că e dubios. Sau nu? 4-8, așa... dai o secundă. Uite-te la semnul ăla de pe... așa e. S-ar putea să fie anormală. Să fie anomalie sau normală? Normal. Bă, eu nu văd nimic, pe bune dacă văd ceva. Bă, nici eu. Hai. 6, bravo. Hai. Acum o să ne vină aia cu red. Eu presimt așa că trebuie să vină aia red. 36, nu mă dă, să arăci. Nu văd nimic schimbat la asta. Nici la semne. Uite la pisică. Ventul. Ce vent? Uite-te. Al, e oprit. E oprit aici, e anomalie. Aha! Bravo, vărule. Bravo. Haide, mă, asta e red, 100%, n-ai cum. Am scăpat de red până acum. Ia uite în dreapta de tot. Acolo lângă... nu mai las... a, nu mai, nu mai, nu mai. Mi s-a părut că am văzut o gaură, nu știu aici. Era reflexie. Alea se învârt? Da, poate se învârtă și în sens diferit. Probabil. Are, adică, cred că s-ar putea întâmpla și treaba asta. Nu zic de ce asta, dar zic de venturi. Că de ce știi că s-a mișcat odată diferit. Dar n-ai cum să-ți dai seama de fapt. E ca și cum o iluzie optică, n-ai cum să-ți dai seama. Singura chestie pe care nu înțeleg acum e că am impresia că ăla din stânga e mai desincronizat decât cele două. Da, cred că poate să mi se pară. Da, e o iluzie optică, ca și cum. Nu cred că ar pune ea așa ceva, că e foarte random asta. Nu văd nicio anomalie. 8, bravo. Bravo. Încă 2. Acum corect. Na, prea am scăpat de red, frate. Mai uite-te, eu zic că e anomalie 100%, dar mai uite-te. Eu simt că ar fi anomalie. Și asta și următoarea. Dar nu vreau să dea și eu o anomalie mai ușoară. Am să mergem înainte. Și îți iei banii înapoi. Nu. Bravo, bine că eu mă gândeam înapoi dacă... Pentru că asta e bine, are... Așa, pisica. E pisica. Mă fix... ok. Asta e mai ușor. Dar și asta e grea, că astea vin lasele după tine. What the fuck, man? Trebuie să învăț pattern, nu? Dar nu există. Ba nu, că se zice gen stânga-dreapta, face o roată așa. Păi nu, observi? Deci eu trebuie să merg ba în stânga, ba în dreapta, așa cumva. Ba, era să fii atent. Așa. Și știi cum trebuie să te bagi? Trebuie să te bagi și după la stânga, gen. Dar între astea două să nu fii atent de niciuna. Suntem așa. Ne uităm așa, deci în stânga. Da, dar vezi că vine și gen, se duc puțin înspre tine și se întorc. Du-te-n pui, vei! La bulan! La bulan! Ce ran am avut, frate! 10. 10, hai! Asta e ultima, teoretic. Hai mă pune o să... Nu-mi pare ușoară deloc. Nu văd, bă, chiar nu văd nimic. Eu știu că e normală, da. Aie mă, hai, și o zic la fel. E mă! Bravo. Bravo, mă! Să-mi spui că am terminat jocul. Da, m-am terminat jocul, fii atent. N-are cum. N-am terminat jocul. Păi acum ți arată că erai un experiment. A, nu poți să intru aici. Păi mai uite aici. Deci eu cred că mai am ceva de experimentat, fii atent. Nu, mă, nu! Am fost experiment, am câștigat banii. Asta fă șmecheria, zic eu. Și acum am terminat jocul. Suntem regii, mă, la anomalii. De câte ori am murit? De 2 ori. Am murit de 2 ori? 5 greșeli? Ai detectat 21 de anomalii. E bine, nu? A fost bine, nu? Da. Bravo, mă. Îți mulțumesc frumos de suport. Ai stat cu mine până la final. Mi-ai încântat sufletul. Bravo. Mersi. Ești un om adevărat. Păi mai ai tăcut? Da. Ți-am dat prea multe complimente? Prea multe calde? prea multe dulciuri, prea multe... Da... Să zicem și așa. Și cam asta a fost ranul nostru în Anomaly Loop. Se pare că am ajuns la final, am avut un ram bun, am murit de 2 ori, 5 greșeli, în timp de 24 de minute. Vă mulțumim că a stat alături de noi, l-am avut lângă mine pe băiețaș. Eu am fost Mister, v-am pupat, ceau!